apocalypse. Hai, salut fraților și bine ați venit la un nou video. De această dată nu avem un video tutorial. Avem un video în care o să vă arăt ce am găsit eu în ultimele 25 de scav case-uri pe care le-am deschis. Toate cele 25 au fost scav case-uri de 85K. Dacă încă sunteți noi și nu știți despre ce e vorba, ce înseamnă scav case și cum funcționează, este un video tutorial în care vă explic un pic cam tot ceea ce înseamnă Tarkov, pe care puteți să-l vedeți la mine pe canal. Am decis să fac chestia asta, să înregistrez ultimele 25 de scav case-uri, toate pe 85K, ca să vă puteți face o idee despre ce putem primi aici. Vreau să vă spun de la început că chestia asta este ca un fel de loterie, total random, în care puteți să primiți chestii foarte bune și foarte valoroase, cum de foarte multe ori la rând să primiți doar lucruri care nu valorează nimic. Deci nu, nu trebuie să fiți foarte preciși pe ceea ce vedeți în videoul meu, pentru că este doar un exemplu. Puteți să primiți chestii care valorează foarte mult dacă sunteți foarte norocoși, dar puteți să primiți și chestii așa și așa. Bun, vă las să vedeți videoul pe care l-am făcut, toate înregistrările cu toate scav case-urile pe care le-am deschis. Mulțumesc tuturor celor care mă susțineți. Lăsați un like dacă vă place ceea ce fac. Have fun, băieți! Ia să vedem ce avem aici în primul scav case pe care îl deschidem. Nimic. Bun, haideți să vedem ce ne oferă cutia milei de această dată. Absolut nimic. Mai încercăm. Hai să mai deschidem încă o dată cutia milei, să vedem ce are pentru noi astăzi. Mai bine decât de obicei, nu știu cât costă în momentul de față, 230.000, nu ne plângem, destul de bine. Ia să vedem de această dată ce avem. Mai nimic, mai încercăm. Hai să vedem de această dată ce ne dă cutia. Cutia minunată. Costă această cheie, nimic. Hai să vedem acum ce ne oferă cutia magică. Nimic, ca de obicei. Hai să vedem cutia mele ce ne dă și acum. Nimic, bun, mergem mai departe. Hai să vedem ce spune cutia de data aceasta. Nimic interesant. Încă o cutiuță pentru noi. Mai bine. Așa că am făcut bani de data asta. Astăzi am uitat să dau drumul la înregistrare când am colectat, dar puteți să vedeți aici ce am primit. A doua oară la rând.
Hai să vedem de această dată ce avem aici. Mai bine decât de obicei. Ia să vedem. 90. S-a cam plătit cu aia. Și cheia 205. 34. Am pornit înregistrarea cam târziu, dar după cum puteți vedea, asta am primit.